Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24 online, încă o ediție emisiunii Discuții despre Roman. Invitat, după cum vedeți, alături de mine, primarul municipiului Roman, domnul Leonard Achiriloaei. Bună ziua! Bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Îi salut pe toți cei care ne urmăresc în acest moment. A venit vremea rece, de acum ne așteptăm la ce se poate mai rău, la prețuri mari, la centrale pornite și, din nefericire, nu ne mai așteptăm, e ceva obișnuit, întreruperi în furnizarea, intru direct în subiect, da? Întreruperi în furnizarea apei potabile pe municipiu, dar știu că zilele trecute, de fapt ați publicat pe pagina dumneavoastră de Facebook informații, ați avut întâlnire cu Comitetul pentru Situații de Urgență. Ce s-a discutat? Ce s-a hotărât? Da, așa este. Din păcate, începând de luni, am observat că a fost postat un anunț pe site-ul companiei privind întreruperea sau furnizarea cu presiune scăzută a apei și în intervalul 13-16, adică în timpul zilei, ducând la un interval de 11 ore în care zona centrală a orașului nu are apă. Adică tot ce vorbim de la Tineretul lui Bulevardul Roman Mușat cu Zavodă până la Ștefan cel Mare, zonele înalte și dense din Roman, nu au apă deloc, ca să ne înțelegem. Deci ei, chiar dacă apa furnizată cu presiune scăzută, înseamnă că în aceste zone nu este deloc apă, excepție făcând celelalte zone. Imediat a doua zi am considerat că e necesar convocarea unui comitet pentru situații de urgență, având în vedere că aceste lucruri pot genera, pot avea efecte în viața din municipiul Roman. Mă gândesc aici la faptul că în timpul acesta se desfășoară activități în spitalul municipal de urgență, în școli, în grădinițe, și această oprire a furnizării apei poate genera, este un risc iminent care poate genera mari probleme în funcționarea activităților în municipiul Roman. De aceea am considerat că trebuie să impunem câteva măsuri urgente de intervenție pe care să le aducem în discuția Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru a putea face demersul la alte niveluri și a încerca ieșirea din această criză. Aici nu mai este discuția de ceva care trebuie făcut peste o lună sau peste una, trebuie intervenit rapid și am aprobat o hotărâre prin care am solicitat convocarea unui comitet județean pentru situații de urgență și identificarea unor resurse financiare, atât la nivelul Consiliului Județean sau Guvernului, pentru a avea sume disponibile compania să achiziționeze apă de la Apa Vital, pentru că compania APA Serv să ia apă de la APA Vital. Noi și acum compania ia o anumită cantitate de apă de la Apa Vital, dar e o cantitate care e foarte mică, doar ca să acopere, să zic, puțin din deficit. Aceasta evident că se plătește la tariful de furnizare a apei către Apa Vital, de aceea e nevoie de o resursă financiară imediată care să poată rezolva achiziția de unei cantități de apă de la Apa Vital, astfel încât cel puțin în prima etapă, ziua, să nu mai fie întreruperi în furnizarea. Cu ce rezolvă situația? Adică e vorbim de pierderi? Sunt două aspecte. Deci noi acum am hotărât o intervenție în situație de urgență, imediat. Și singura, adică una din variantele imediate este de a lua mai multă apă de la Apa Serv. Pentru aceasta avem nevoie de o resursă financiară sau compania are nevoie de resursă financiară și asta ne trebuie imediat. Această resursă financiară care trebuie identificată ori printr-o subvenție de la nivelul Consiliului Județean, că este compania Consiliului Județean și poate face acest demers, ori la nivel guvernamental pentru un sprijin de urgență în această zonă. Totodată trebuie făcute intervenții de urgență în zona de captare, în puțurile de captare, unde înțelegem că nivelul este scăzut, puțurile nu mai sunt, nu mai funcționează la capacitatea lor maximă, trebuie intervenit, decolmatat, coborâte anumite, sunt niște sorburi introduse în acele puțuri și scăzând nivelul în pânza freatică, trebuie coborât mai jos în pânză pentru a putea extrage mai multă apă. Deci sunt câteva operațiuni care s-a făcut o analiză ca să vedem de ce anume a scăzut nivelul pânzei freatică.
Deci, iar, adică... pentru, iar pentru a, pentru a, a ridica nivelul în pânza freatică, să se facă intervenții în Albia Minoră a râului Moldova pentru a crea o acumulare. Așa. Și aceasta este a doua solicitare de, de efectuarea unor lucrări de urgență pentru asigurarea unui volum optim în zona de captare. Și discuția care deja s-a făcut cu poziționarea unui dig gonflabil care să ne arate nouă, dacă în perioada când acumulăm apă acolo, putem reface rezerva de apă în, în puțuri și ulterior să se intervină cu un dig de arocamente sau alte lucruri. Dar acestea trebuie discutate cu autoritățile direct implicate. Vorbim aici compania, Apele Române, ei toți fiind parte în Consiliul Județean pentru situații de urgență. De această propunere, noi le-am transmis Comitetului Județean pentru situații de urgență pentru a fi dezbătute. Păi nu, trebuie să întulească în regim de urgență și să fie intervențiile imediate, pentru că aceste lucruri nu mai pot aștepta. Adică o resursă financiară, am înțeles că achiziția lunară sau costul pentru apa care se cumpără de la Apa Vitală este 100-150.000 de lei pe lună, aproximativ. Astfel că noi dacă am avea o alocare de circa 300-500.000 de lei în momentul acesta la companie disponibilă, am putea asigura achiziția de apă pe circa 2-3 luni de la Apa Vital, care să ne să facă posibil furnizarea continuă pe timpul zilei a apei în municipiul Roma. Asta ar fi de urgență, ar trebui făcut această intervenție. Eu trebuie să întreb, apa asta, surplusul, hai să-i spunem surplus, că va fi venit dintr-o sursă externă apa asta, unde se va duce, în rezervorul de la gară? Da. Bun, și atunci, evident, vine mai departe întrebarea. Nu sunt bani la propriu trimiși pe apa Sâmbetei, pentru că de la rezervorul de la gară până la utilizator, apa se pierde pe traseu. Dar, vedeți, dumneavoastră, problema este că acum nu mai e posibilă acumulare. În rezervoare trebuie să se acumuleze un anumit nivel al apei. Nu se poate acumula, că se pierde. Da, dar același lucru, deci, concomitent cu alte lucrări care trebuie făcute, și aici putem să discutăm la nesfârșit, pentru că nu s-au făcut îndelungul timpului anumite lucruri. Da. Acum nu mai reușesc nici măcar să aducă un nivel în rezervoare pentru a asigura furnizarea continuă. Evident, cu aceleași pierderi. Pierderile rămân în momentul acesta. Dar acum, datorită nivelului scăzut, neputând acumula în rezervor, nici nu mai pot furniza apă. Asta e prima. Da, dar noi trebuie să, în primă fază, trebuie să eliminăm riscul de a genera imposibilitatea desfășurării unor activități și posibilitatea de infecție sau de alte activități blocate în municipiul Roma. Evident că, așa cum am spus, acele intervenții care trebuie făcute în zona captării, care la fel trebuie făcute, dar acelea, la fel sunt lucrări care pot dura o lună, două. Corect. De aceea trebuie să asigurăm în primă fază aceste resurse financiare pentru a putea compensa această diferență de apă care nu se acumulează în rezervoare, să intervenim în Albia Minoră la zona de captare și la puțuri pentru a genera un volum suplimentar și, bineînțeles, lucrările care trebuie continuate și susținute la nivelul infrastructurii din municipiul Roma. Eu am fost, îmi cer scuze că intervin, pentru că e pe marginea subiectului, am fost învățat încă de mic că dacă am o problemă trebuie să caut rădăcina ei și să o taie de acolo. Se vorbește foarte mult în perioada asta de balastierele de pe râul Moldova și cum influențează ele într-un fel sau altul. Eu nu sunt de meserie, dar citesc și eu opinii. Da? Influențează într-un fel sau altul modul în care cursul râului Moldova și fundul Albia, cum se numește ea, este modificată și asta poate duce la schimbări în nivelul pânzei freatice tocmai, de care vorbiți dumneavoastră. Tocmai de aceea, acest lucru trebuie discutat cu specialiștii în domeniu și sunt reprezentanții de la Apele Române care sunt parte în Comitetul Județean pentru situații de urgență și care împreună cu specialiștii vor face aceste constatări și vor vedea exact care este situația și cum se va face intervenția. Noi am definit așa problema oarecum generic, ca și prioritate. E posibil ca ei să o formuleze sau să prioritizeze într-un alt fel funcție de specialiști și de modul de intervenție și de situația la fața locului. Evident că pentru a avea o imagine
cât mai fidelă și cât mai corectă a situației actuale, noi am propus inclusiv efectuarea unei expertize tehnice de către un expert independent care să facă un audit, o evaluare a tuturor segmentelor din acest serviciu public. Adică vorbim aici zona de captare, corect, zona de transport, da, zona de distribuție. Ei, și această expertiză să ne poată da exact evaluarea sistemului și unde este problema cea mai mare și care este prioritizarea investițiilor și a direcționa sumele exact acolo unde e nevoie cel mai mult. Noi facem acum, ați observat cel puțin de un an de zile, am încercat să impun un alt mod de abordare a situației, adică printr-o asumare atât din partea companiei cât și din partea administrației publice locale. Pentru că în decursul timpului am constatat că foarte multe lucruri au fost lăsate la în voia sorții, ca să zic așa, inclusiv acea redevență care a fost la discreția companiei și care nu s-a regăsit în zona investițională în decursul timpului. Da. Vreau să vă spun că doar pentru anul 2021 acest nivel al redevenței era undeva de circa 2 milioane. Care bani trebuiau să se întoarcă cumva în investiții. O parte din acești bani trebuiau să se regăsească în decursul timpului în investiții. Da. Deci sunt sume foarte mari care ar fi trebuit să se regăsească, dar din păcate în decursul timpului s-a mers pe principiul că, domne, încasăm și mai vedem noi ce facem. Bun, ca să lămurim pe toată lumea, vorbim de investiții pe care ar fi trebuit să le facă societatea APASERV. Da, deci în contractul de delegare a acestui serviciu este prevăzută o redevență care se calculează după o formulă și care redevență în cadrul Consiliului de Administrație al ADECO s-a stabilit a se utiliza, s-a se constitui într-un fond denumit IID, Întreținere, Investiții, Dezvoltare, da, generic. Ei, doar că din această redevență mai trebuie să plătite cu prioritate anumite obligații ale municipalității și aici vorbim de un împrumut care a completat un proiect mai vechi și unde noi trebuie să plătim rate. Din acest fond, considerându-se că acelea au fost în investiții, se plătește și această rată. Restul se folosesc în aceste zone. Doar că în decursul timpului compania a făcut mai mult întreținere sau alt fel de lucrări decât investiții din tot acești bani. Zâmbesc când ziceți întreținere. Nu știu. Puțin ironic. Vedeți și dumneavoastră. Iar evident că acum nu poți deodată să rezolvi toate problemele. Trebuie rezolvate etapizat. Dar compania n-ar trebui avea obligația legală cumva să facă și o prezentare a măi oameni buni, bromașcanilor, clienții noștri. Compania avea obligația ca odată la 5 ani să renegocieze anumite, să facă discuții pe clauzele contractuale, ceea ce ați văzut că acum o lună am făcut o hotărâre de consiliu, tocmai în această idee de a ne așeza la masă și a vedea ce nu este conform în acest contract sau ce poate fi îmbunătățit din punct de vedere al nostru ca și beneficiar în contract, iar faptul că în timp nu s-a utilizat conform sau prioritiza această redevență în zona de investiții și de dezvoltare, el fiind utilizat în nu știu ce fel, pentru că nu avem exact o situație, în tot decursul acestor ani de când operează, nivelul investițiilor făcute de companie este în jur de 2 milioane și ceva la nivel de municipiul Roman. Foarte puțin. Nu că e extrem de puțin. Da. Adică vă dați seama că evident că rețeaua în felul ăsta arată că în decursul timpului doar am încasat și nu ne-am gândit și la un plan pe termen mediu, pe termen lung, care să pună în siguranță acest serviciu. Să punem problema altfel și să încheiem subiectul apei, că mai avem și alte subiecte, la un nivel ideal. Ideal. Ce ar trebui să se întâmple ca totul să fie ok cu apa în Roman? Ideal ar trebui de a putea menține un ritm investițional accelerat, atât cât să nu periclităm nici sănătatea, pentru că nu poți să intervii la nivelul întregului oraș nici dacă ai avea o resursă financiară inepuizabilă. Deci trebuie dar după niște priorități stabilite foarte clar. Și de asta am solicitat și în adresa care am făcut-o și în hotărârea de Consiliul Local pentru Situații de Urgență, expertiza aceasta tehnică care să prioritizeze și să stabilească care sunt prioritățile și unde trebuie intervenit de urgență pentru a nu mai muta
pisica de la unul la altul. Compania spune ceva, altul spune altceva, fiecare își dă cu părerea. Hai să vedem ce spun experții, unde trebuie să intervenim, să ne dea un audit asumat pe care să-l respectăm. Și păi atunci există obligația să-l respectați sau păi să da, trebuie să asumăm, adică suntem... Adică omul zice, vine, dă sugestia și nu-l bagă nimeni în seamă, e posibil. Păi nu, dar atunci avem ceva parafat, ceva care vine de la un expert care nu poate fi contestat și evident că dacă ești de bună credință trebuie să pui în aplicare ceea ce ar trebui, adică altfel... Până la urmă, în zona asta trebuie să mergem, al responsabilității și al implicării de fiecare parte. Că dacă nu facem nimic și doar încercăm să găsim explicații la... Așa este. În decursul timpului, poate nu e vinovată neapărat actuala conducere a companiei. Nu am zis că neapărat... Nu, dar vorbim de o situație care... Vorbim de o situație în care suntem și care trebuie reglementată. Chiar astăzi vom avea o discuție cu compania, de fapt o invitație care am făcut-o către Adi Aqua Neamț, da. În sensul în care dorim să abordăm din punct de vedere al relației contractuale, din punct de vedere juridic, relația cu APASERV. Și vorbim aici de niște lucruri care trebuie stabilite foarte clar, adică responsabilități exacte prin acest contract. Ce trebuie să facă cu exactitate compania, ce trebuie să facă autoritatea publică locală, nu lăsate așa cumva la neînțeles, la liberul arbitru. Doi, să impunem clar că autoritatea publică locală poate să stabilească modul în care se direcționează acea redevență din contract. Și chiar am făcut un demers în acest sens și am zis, pentru o perioadă de 5 ani, noi am solicitat ca această redevență să se regăsească 90% în investiții, da. Și doar 10% în întreținere, considerând că operatorul încasează niște venituri, da. Da, din care poate face întreținerea, iar din redevență să utilizeze doar 10%. Ceilalți 90%, o perioadă de 5 ani, să-i regăsim toți în investiții. Și prin investiții vă referiți la ce? Creșterea calității serviciului. Vorbim aici, eliminarea de sectorizare? Vorbim de tot ce înseamnă infrastructura de apă și canal în municipiul Roman. Se vorbește de sectorizarea asta de ani de zile, iarăși. Da, am început-o. Anul acesta am început să facem aceste lucruri și vreau să vă spun că furnizăm constant printr-un sistem de monitorizare informatic debitele și situațiile pe acele zone care acum sunt monitorizate și sunt... Deci sistemul funcționează. Acum tot ceea ce facem noi este exact un sistem care generează informații exacte despre anumită zonă care în momentul de față este sectorizată și contorizată prin cămine de prin care e zona asta? Acum este zona Favorit, începem zona Danubiana, zona Mihai Viteazu, avem în zona aici Roman Mușat chiar sus, deci sunt câteva lucruri. Pe care... Anton Pan unde se lucrează acum? Este aducțiune, este aducțiunea care este o lucrare asumată de companie de anul trecut. Am înțeles. Și care acum... deci putem spune că pe viitor urmează lucruri bune. Trebuie să facem. Vedeți că noi avem în lista de investiții, facem proiectul tehnic pentru reabilitarea unui rezervor de la gară. Rezervor care este defect și care nu poate acumula apă într-o cantitate conformă și având pierderi foarte mari. Acest lucru îl vom face prin proiectul Angel Salini. Dar evident vedeți că e un interval de timp în care se pot rezolva problemele, de aceea trebuie foarte bine prioritizate și interveni exact acolo unde este nevoie. Totodată considerăm că anumite servicii care nu sunt furnizate la nivelul prevăzut în contract nici nu trebuie plătite la nivelul maxim. Așa și atunci, și la fel, pe această comisie de negociere cu Adi Aqua și ulterior cu companie, am considerat că este utilă o discutare sau o negociere a unor sume cu caracter de despăgubiri aferente tarifului. Adică, domnule, dacă tu mi-ai furnizat pentru 11... final sau pentru municipalitate? Pentru utilizatorul final, că el va fi beneficiarul contractului. Acum, deci nu mai vorbim de prețul cel mai mare din țară pe apă în curând? Nu aici. Tariful la apă este 1. Care este stabilit și este prin reglementarea ANRSC aprobat și votat în Consiliul Local și în Asociația Adi Aqua Neamț. Vorbim aici de situația actuală, de exemplu. Noi avem furnizare pentru circa 30% din oraș, doar 13 ore pe zi. Deci nu 24 din 24
tarif la care noi am putea plăti prețul întreg. Dacă tu îmi furnizezi serviciul la jumătate, da, atunci și eu trebuie să-ți plătesc serviciul pe jumătate, nu trebuie să-l plătesc întreg. Da, și atunci, e. Funcție de dimensiunea serviciului sau întrerupelor sau avariilor, dacă depășesc un anumit nivel sau anumit număr de ore de furnizare, să putem și noi să avem o compensare a tarifului. Să nu mai plătim tariful întreg dacă el nu e furnizat. Păi deja furnizarea pe timp de noapte e deja o obișnuință de ceva luni. Adică și atunci acum astea mai... trebuie scăzute din... Păi evident că omul ăla nu mai beneficiază de serviciu la 100% din... Am avut o discuție interesantă cu o persoană care locuiește la etajul 8, aici pe centru. Eu locuiesc la parter, pentru cei care nu știu. Și a venit omul la mine și am arătat că am presiune și... nu că am presiune, că am apă. Undeva la 6 după amiaza. Și am rămas uimit când omul mi-a spus, eu nu am apă de la 3. Deloc. La etajul 8. Iarăși mai este un aspect pe care mi l-au semnalat foarte mulți romașcani. Să spunem că e intervalul anunțat de oprire între ora 22 și ora 6 dimineața. Exact ce spuneți. Deja cu aproximativ o oră înainte nu mai este apă. Iar devenit vine cu o oră după. Asta înseamnă că, de fapt, tu anunți că oprești doar 8 ore, dar, de fapt, oprirea este de 10 ore. Și atunci ar trebui să intervină această... Și de fiecare dată. Și ieri m-au sunat, domnule, trebuia să ne dea drumul la apă la ora 16. Era trecuse aproape o oră și lumea nu avea apă. Astăzi am primit avertizare că de la 9:30 se oprește apa în cartierul la Grana. Ne-au sunat imediat oamenii. Nu e adevărat, apa este oprită de la 8. Da, deci aceste lucruri trebuie să nu se mai întâmple sau dacă se întâmplă să fie seriozitate, adică dacă am oprit la 8, să spun că opresc la 8 și dacă îi dau drumul la 10, să-i dau drumul la 10. Dacă nu, înseamnă că nu ne respectăm și pur și simplu nu ne mai asumăm ceea ce facem. Cu speranța că vom avea și vești mai bune și că se va termina cu problema asta, hai să trecem la un alt subiect care să ne facă să ne simțim mai bine. Știu că sar de la unul la altul, dar timpul este totuși limitat. Sâmbătă, duminică se desfășoară în Parcul Municipal Festivalul Toamnei. Așa este. Vrem să avem două zile de, cum să zic eu, de bucurie, de relaxare, având în vedere că, iată, e perioada de strângere a recoltelor. Au mai fost acțiuni de genul acesta în anii anteriori și consider că e binevenit și atât, să zicem noi, ideea de a promova câteva produse care sunt produse, preparate aici în zonă și pentru a putea și găsi câteva momente de relaxare, încercăm să fie o activitate plăcută, atractivă și chiar invităm pe romașcani și nu numai să participe sau să fie prezenți la acest eveniment. Va fi și un mic spectacol oferit de niște copilași de aici din municipiul nostru și sperăm noi ca pe lângă mustul, preparatele tradiționale, să avem și un moment artistic. Vă întreabă, tata, o să fie și mici? Sigur că vor fi și mici. Tata fiind mare amator de mici. Asta a fost așa un moment promoțional, ca să înțelegeți că sâmbătă și duminică ați avea unde să ieșiți. Știu că se vorbește mult că în Roma n-ai unde să ieși, că cinematograf nu, că teatru. Profităm atât de zona frumoasă din parc, cât și de vremea bună care se anunță și sperăm noi să avem cât mai mulți participanți la acest eveniment. Începusem emisiunea că a venit luna octombrie cu temperaturi scăzute, cu centrale pornite. Cum stăm cu încălzirea în școli și cu acoperirea prețului crescut la energie? Vedeți, din punct de vedere al costurilor, în acest moment tariful este plafonat. Spunem că impactul nu este maxim. Dar evident că au crescut costurile cu întreținerea. Încercăm să asigurăm aceste cheltuieli de funcționare pentru toate instituțiile din municipiul Roman. Până acum nu sunt probleme de, așa cum mai vedem la televizor, să se debranșeze anumite instituții sau nu avem această situație. Concomitent au fost programate și a fost intervenție la și verificarea făcută la tot ceea ce înseamnă instalația de încălzire și verificarea centralelor termice la toate
școlile și evident acolo unde a fost nevoie de o intervenție s-a făcut, că e o înlocuire de pompe, de senzori sau anumiți robineți, aceste intervenții au fost planificate, au fost făcute, mai sunt unele lucruri care și acum mai sunt solicitate și se mai intervine, ca de fiecare dată când pornești instalația poți avea și surprize, da. Și încercăm să acoperim toate aceste probleme pentru a nu avea situații în care să sau să fie cât mai reduse situațiile în care nu funcționează instalația de încălzire. Păi, dar în momentul ăsta putem spune că nu există copii care nu avem, care, nu știu, să suferă de în acest moment nu avem aceste semnale la nivelul primăriei, la fel cum am spus și pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare. O să leg subiectul ăsta de cel al microhidrocentralei, care nu este funcțională de o perioadă de timp, s-a discutat și în conferință de presă. Da. Acea microhidrocentrală trebuia să asigure, dacă nu mă înșel, energie electrică pentru iluminatul public, deci gratuită. Ca dimensiune, ca așa, era estimat cu echivalentul consumului de energie de la iluminatul public, așa cum bine ați spus. Pe care acum îl plătim, evident, și în momentul în care se va finaliza reparația capitală programată, pentru că după un anumit număr de ore de funcționare, ani de funcționare, aceste turbine trebuiesc să intre în revizie. Ele sunt trimise la producător în Franța de pentru... Când? Păi, cred că au vreo lună de când au plecat din Dar România. Dar microhidrocentrala e oprită de mai mult. Păi e oprită de mai mult, așa cum știți că v-am spus la acel moment, au fost scoase turbinele la un moment dat, am încercat sau am vrut să facem în România această etapă de verificare și de revizie, însă erau lucruri care ne depășeau și nu am putut să facem acest lucru, după care a trebuit să facem o procedură, să facem documentații, să facem achiziție și, bineînțeles, transportul, ele sunt agabaritice, transportul în Franța, toate au durat și în acest moment sunt la producători și sperăm noi din moment în moment să ne anunțe că sunt gata și să le putem prelua. Asta e o veste bună, să se întoarcă o dată și să fie montată. Sigur și că, sigur că să înceapă ne dorim acest lucru. Poate ne încălzește puțin faptul că înlocuim sistemul de iluminat tradițional cu cel pe LED. Aici având o reducere a consumului substanțial între 30-50%, ceea ce e un lucru bun, îmbucurător, având în vedere că și costurile în acest moment sunt mai mari, iar în momentul acesta avem inclusiv în contractare un proiect pentru finanțarea unui parc de panouri fotovoltaice în municipiul Roman, care să vină și acesta să completeze consumul necesar la nivelul Romanului la unitățile publice. Ultimul subiect pe care l-am eu aici pe hârtie este unul la nivel național cu impact la nivel local. Ministerul Finanțelor anunță un mecanism nou sau refăcut, un mecanism vechi înnoit cumva pentru impozitele pe locuințe pe anul 2023, se apropie finalul anului, inevitabil și Romanul va face dar a fost o discuție, noi am pus un draft în negociere așa cum e prevăzut în actul normativ, fără a interveni în vreun fel sau a negocia anumiți indicatori, pentru că e așteptat din moment în moment să se adopte un act normativ cu prorogarea acestui termen de aplicare și să rămânem tot pe varianta actuală de impozitare. De aceea, în momentul de față, nu este o decizie în acest sens și așteptăm prorogarea. S-a și discutat la nivelul Asociației Municipiilor și nu numai municipiilor, și județelor și comunelor și s-a transmis un memorandum către guvern, tocmai pentru prorogarea acestui termen, deoarece ai nevoie de infrastructură, de sistem informatic, de timp pentru a putea aplica, adică este, din punct de vedere tehnic, e aproape imposibil să-l aplici de la 1 ianuarie 2023. Ca să-i lămurim pe oameni, eu vorbesc, să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă, eu vorbesc de o posibilă creștere cu 50% a impozitelor pe locuințe. Nu știu dacă e chiar așa, pentru că se schimbă, evident, baza de impozitare, astfel că fiecare locuință sau fiecare imobil va fi impozitat după valoarea din grilele notariale. Da. Și atunci, acolo unde există diferențe mari între valoarea înscrisă actualmente
ca și bază de impozitare la impozite și taxe este diferență foarte mare, atunci evident că procentul de impozitare aplicat la o bază mai mare îți generează o taxă mai mare. Dar nu neapărat aici este problema cea mai mare, ci în zona companiilor sau a spațiilor pe care le dețin societățile, unde în valoarea lor de inventar e valoarea de după revoluție, e o valoare infimă, da, care doar se actualizează doar cu 5% anual dacă nu-ți faci o evaluare, și atunci aici când se va interveni cu valoarea la prețul din grilă va fi o valoare mult mai mare decât cea actuală. Și atunci evident că impozitul în aceste cazuri nu numai că se dublează, este poate de unele ori de 8 sau de 10 ori mai mare. Dar, vedeți, se schimbă toată modalitatea de calcul. De aceea este total diferit și e nevoie de timp și e nevoie de infrastructură. Și s-a solicitat ca acest lucru să se amâne cu cel puțin un an sau doi. Okay. Dar nu în momentul ăsta nu putem estima, sau în fine nu puteți estima dumneavoastră, dacă taxele și impozitele locale pe 2023 vor suferi modificări spre majorare. Noi nu intenționăm să facem vreo majorare a taxelor și impozitelor, așa cum a fost și anul trecut. Am menținut același nivel al taxelor și impozitelor, la fel vom propune și pentru anul. Indiferent de faptul că prețurile la nivel, prețurile au crescut per total, prețul barii, de control. Cred eu că e efortul pe care noi trebuie să-l facem de a nu mai pune o altă povară pentru romașcani și de a genera o taxă care după aia să nu putem încasa. Să majorăm ca să nu putem încasa. Ne dorim să încasăm ceea ce am încasat și anul acesta și eu cred că cel puțin în această etapă este suficient și rugămintea noastră rămâne aceeași, ca să toată lumea să-și achite ceea ce are de achitat și să nu avem sincope în încasări, că aici poate fi o problemă. Rămâne valabil acea scutire de, da, 20%, cum se cheamă, scutire de bonificație? Da, este o bonificație, este pentru anumite categorii de persoane. Avem și avem anumite reduceri pentru cei care plătesc în timp impozitele și taxele până la 31 martie. Toate aceste beneficii vor rămâne în continuare în anul viitor. Și sperăm noi să putem să asigurăm în primul rând, vedeți, funcționarea, că vor crește costurile de funcționare. Da. Încercăm să acoperim pentru anul care vine cofinanțările din împrumutul care urmează să-l contractăm, pentru că deși am aprobat anul acesta, la momentul când am mers la Ministerul de Finanțe, gradul de îndatorare a României era acoperit și nu am mai putut beneficia anul acesta de finanțări și toate cofinanțările de care am avut nevoie la proiecte a trebuit să le suportăm din bugetul local. Sperăm ca de la anul să avem disponibil acel împrumut și să putem cofinanța, iar bugetul local să rămână într-o mai mare măsură disponibil pentru lucrări la nivelul municipiului român. Vedeți că mai trebuie să facem și astfel de lucrări. În momentul de față am finalizat un nou loc de joacă, cel din strada Mihai Eminescu, dintre blocuri acolo, da, unde este iarăși o zonă modernă. Ceea ce mi-aduce aminte de ceva și o să vă întreb. Da, și sperăm chiar maxim 2 săptămâni să facem probele finale la instalația de canalizare din strada Tăiului, instalație nouă, ca cei oameni erau cu totul debranșați de la utilitățile din municipiul, da, Roma, nu aveau această facilitate și iată o investiție de aproape 700 de mii de lei, 7 miliarde, anul urmează să o punem în funcțiune în curând. Apropo de locuri de joacă, cel de pe strada Ciarosetti, am trecut pe acolo, n-am știut inițial ce e, vă spun sincer, ceea ce e ciudat, se face pe Ciarosetti, pe primul segment. Da, e un mic, teren care a fost solicitat de părinții din zonă, având în vedere că cei mici băteau mingea în părculeț unde pensionarii se odihneau. Și de cele, da, mai multe ori ieșeau discuții că nu-i loc de bătut mingea aici și ei nu puteau să joace o miuță, o pătrățică să dea la poartă. Și atunci am identificat cu ei acea zonă care oricum era folosită ca și parcare. Da. E, așa și trebuie să fie un spațiu verde acolo pe care parcau oamenii. Nu mai era niciun spațiu verde, că era deja cu balast, erau parcate mașini. Și o mașină abandonată. Exact, da. Și atunci împreună am considerat că acea zonă poate fi amenajată și
cei mici din zonă să nu se mai suprapună cu bunicii și să poată fiecare să se relaxeze în modul în care își dorește copiii. Cam când o să fie gata? Adică de asfaltat, știu că am văzut că s-a asfaltat. Urmează să fie trasat și câteva zile să fie disponibil. Asta e tot. Da. Nu știu, oamenii se așteptau să fie un tobogan sau nu, un nu, pentru că va fi un loc pentru jucat volei, tenis, pătrățica, nu e pentru locuri de tobogan sau de îmbrătitoare. Piscină sau altele. Domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Doamnelor și domnilor, vom pune punct aici ediție de astăzi a discuțiilor pentru Roman. Rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune! La revedere!